Există o legumă de sezon care te poate băga în spital, întrucât se poate transforma într-un adevărat inamic pentru sănătate dacă o consumăm în exces. O descoperire recentă desfințează realitatea conform căreia salata verde s-ar număra printre cele mai sănătoase alimente. Salata verde este o legumă pe care o consumăm frecvent, mai ales în această perioadă, și pe care nutriționiștii ne recomandă să o includem în meniul zilnic pentru beneficiile pe care aceasta le aduce sănătății. Un grup de cercetători a studiat impactul condițiilor de mediu asupra alimentelor și astfel a plasat salata verde printre cele mai nocive legume pentru sănătate. Rezultatele la care au ajuns cercetătorii sunt îngrijorătoare. Potrivit acestora, salata verde este printre cele mai dăunătoare dintre toate alimentele, fiind de 3 ori mai poluantă pentru organism din cauza emisiilor de gaze cu efecte de seră. Salata verde din magazine e mai periculoasă decât un hamburger. Afirmația anterioară a unui bacteriolog britanic vine în urma unui val de infecții gastrointestinale provocate de salata verde. Anumite tipuri de bacterii găsite în pungile cu salată verde tăiată nu pot fi omorâte, cu excepția cazului în care frunzele ar fi iradiate. În jur de 300 de persoane au fost infectate cu salată care conținea Cryptosporidium. Astfel, legumele și fructele despre care credeam că sunt benefice pentru organism devin sursă de otrăvire a organismului nostru, dacă sunt expuse gazelor cu efect de seră sau dacă sunt tratate cu substanțe toxice. Salata, usturoiul verde sau spanacul sunt printre cele mai afectate legume, întrucât frunzele acestora rețin foarte multe pesticide. Relatează Antena 3.ro.